Salutare, dragii mei! Vreau să vă arăt ce tricotez și croșetez la moment. O să vă arăt toate procesele mele de lucru. Vreau să încep cu, iată așa, o eșarfă. Am găsit un desen foarte interesant. Eu am, iată așa, o carte foarte veche cu diferite desene cu adrelele. Și le încerc și care îmi plac, adică vreau să vă le arăt și vouă și plus să tricotez ceva din ele, poate. Așa, întâi să vă fac cunoștință cu firul. Este firul Linatie de Lux Angora. În 100 de grame avem 70% Angora Guadhar și 30% Pag. Așa, 900 de grame, 550 de metri, este destul de subțire. Eu am avut multe geme, 5-6, dar am crocetat un șal din ele floral, așa frumos. Așa, numărul culorii este 136. Și uitați-vă desenul. Este foarte ușor. Dar mie îmi pare că arată foarte frumos. Știți? Așa, ceva neobișnuit. O să fie o eșarfă și uitați-vă. El sigur că după ce o să-l spăl și o să-l cal cu abur, el o să arate mai așa, mai atrăgător, cum aș spune. Și o să se aranjeze foarte frumos pe paltonaj. Așa, croșeta, nu croșeta, andrele sunt 4,5 de milimetri adi. Și să vă spun, ele se tricotează foarte repede. Eu ieri seara, undeva într-o oră, poate puțin mai mult, nu m-am uitat la ceas, dar oricum era foarte repede, m-am uitat. Zic, ce de repede se tricotează desenul acesta. Îmi pare rău că n-am mai făcut o dungă. Nu știu cum am numărat eu și nu-mi ieșea. Adică au mai fost niște ochiuri, dar îmi ieșea pe dunga aceasta, dar trebuie să terminăm pe 5 ochiuri pe dos. Și de aia am despletit colțul acesta și am lăsat deja 4. Dar îmi pare că cu 5 ar arăta mai interesant. De acum ales numai... Despletez pentru că aici este angură ca un mohair, da? Și greu să despletește. Așa, următorul este pulover din firul Iarnar Dolce Baby. Iată așa un fir foarte măcuț. Este 100 de grame în poliester. Nu, 150 de grame aici avem, 100% micropoliester, în 50 de grame avem 85 de metri. Eu am avut 6 gemuri și aici nouă ne recomandă andrelele 4,5 de milimetri. Acum și o să vedem, pare mie că la mine sunt 4,5. Așa, să vă arăt. Eu tricotez un pulover cum a fost acel verde care l-am terminat pentru fiica mea exact așa, doar că în acest fir arată puțin mai altfel. Aici parcă este prea lat. Acest fir nu ține elasticul. Am vrut să-l despletez, să încep din nou ceva mai strâns, deși am luat andrele mai mici, dar am măsurat pe fiica mea și arată destul de bine. Eu când o să-l spăl, am să iau și o să le trag așa, aceste fire. Și o să-l pun orizontal. Iată. El, iată așa se aranjează pe corp. Și o să-l culc orizontal ca să se scurcă apa și apoi o să-l pun pe un miraj după ce o să se scurcă de tot. Aici este desen, iarăși, ca pe desenul de la puloverul verde cu paiete. Eu deja... fac video, adică îmi plătesc și filmez unde și cum trebuie de filmat, dar dacă dumneavoastră nu vă place așa fir, luați oricare vă place, în 100 de grame 170-175 de metri, când o să vă
când o să fie video. Adică orice fir puteți să luați, dacă e mai subțire, puteți să luați și în două fire. Și o să puteți să tricotați și voi. Am o pulover raglan, da? Iată cum eu tricotez în jos și apoi să fac mâinicile. O să vă arăt când o să fie gata. Deci și nu știu, cred că nu o să mai cumpăr așa fir. Este capricios. Elasticul nu ține, ochiurile trebuie să ții bine andrelele, că ele fug. Fica mea a vrut, așa un pulover. El este foarte moale, de asta o înțeleg. Așa, mai departe. Mi-a rămas niște fire. Două gemuri și jumătate de firul Unity. Eu am tricotat pentru finuța mea un pulover. Și mi-a rămas fire. Eu gândeam că mi-a rămas un gem și ceva, dar când am văzut că sunt două gemuri și jumătate, am zis că, eu ziceam că să fac ciorapi, dar am zis că nu, am să fac o perioadă de ciorapi și restul firilor o să fie undeva, nu că aruncat, dar o să stăie deoparte, da? Dar dacă aș putea să fac un lucru ceva mai mare, ea nu merge pentru căciuliță, acest fir pentru eșarfe tot nu merge, poate că culoarea anume nouă de un eșarfe, de aia am zis că o să-i fac mamei mele o vestă tricotată, o să fie ot pe față, adică nu o să fie niciun desen, pentru că aici nici nu trebuie și nici nu o să se vadă desenul, că este încet, avem două gemuri. Într-un gem este 100 de grame și așa cât, 170. Să vedem ce mai zice. 175 de metri și într-un gem, cum am spus, 100 de grame. 85% lână și 15% apel. Și să vă arăt ce se primește. Deja jumătatea ce am tricotat-o, care era, iarăși eu fac vestea în reglan. Am luat andrelele, așa, 4 și jumătate. Vedeți, mergem de sus în jos. O să văd, nu știu cât o să-mi ajungă. Dacă nu o să-mi ajungă, eu am să adaug ceva, un fir care la asemănător să fie și la grosime și la culoare. Și sper că se va primi ceva interesant, călduț și frumos, să fie ție cald. Următorul. Așa, este... Iarăși o eșarfă cu un desen interesant. Iarăși mi-a plăcut și aici este și firul interesant. Este firul de la Naco Linen exclusiv. Și aici noi avem 60% in, 15% poliamid, 15% viscoze și 10% dralon. În 50 de grame avem 182 de metri. Și să vă arăt. El vine tot așa puțin melanj. Eu aș spune că nu este chiar colorat până la capăt. Se vede inul, da? Dar are un efect foarte interesant. Acest blu deschis și cu acest cafeniu deschis, da? Aș spune că arată foarte bine. Așa, asta este partea din dos și asta este față. Eu tricotez cu andrelele. Iarăși 4 și jumătate, mult cam prea multe, andrele 4 și jumătate, nu că prea multe, vă 3. Și unica de 5 mm trebuie să, adică nu mi-ajung andrele, aș vrea să-i mai iau, că n-am să am posibilitate. Iată, uitați-vă, desenul. Vedeți, este, parcă este așa în cubușoare. Și este câte o floricică. O să fie interesantă eșarfă, iarăși se tricotează nu greu și nu chiar încet. Așa. Îmi place desenul acesta.
Așa, și o să-mi ajungă fir. Da, eu am să tricotez tot firul, adică cât o să fie, atât și o să tricotez. Așa, ce să vă mai arăt, ce mai am eu aici? Mai am o cutie. Cutie, aici v-am arătat data trecută, că tricotez o față de masă, dar am făcut numai un rând. Este firul foarte încet și dacă am și alte lucrări de tricotat, croșetat, nu prea merge repede, dar încet, încet, cu încet, cu încet se face oțetul, da? Așa, puțin, eu nu mă grăbesc, adică când am timp, o tricotez. Nu cred că am să o fac tare mare, am să văd. Firul este, nu aș spune, foarte subțire. Dar nu mă deranjează. Așa, și vă mai arăt și șervețelul. Mi-a rămas foarte puțin aici. Undeva e cam atâta. Mă uit, 5-6 rânduri. Trebuie să iau cu firul de călcat, că el se strânge. Firul acesta este, parcă este elastic. Știți? Se strânge. Trebuie să-l coabur, să-l umed. Și o să fie desenul foarte bine, o să arate. Așa, el nu este strâns, dar de ce se strânge, nu am idee. Iată așa, desen interesant. Eu când o să fie gata, o să fie video pe această lucrare și o să vă arăt acolo și schema. O să vă puteți să vă faceți tot așa o lucrare, dacă vreți. Așa, dragii mei, ultima, mai am aici tot o față de masă, dar eu mult am despletit aici, că am adăugat culoarea rozul. Roz, nu știu de ce. Și l-am despletit, am zis că am să fac alb, dar până când nu prea mă trage să o croșetez, nu știu de ce, până ce, nici nu despletez, dar nici nu tricotez, nici nu croșetez, am să vedem cum o să margă. Iată așa, la moment sunt aceste lucruri, v-am arătat totul și ne vedem în videourile mele noi, vă mulțumesc pentru comentarii, vă iubesc enorm de mult, o zi frumoasă, pa, pa!